Principiul acesta spune așa, și îl citesc din Cartea Sfântă. Partea trebuie să fie aceeași atât pentru cel ce s-a pogorât pe câmpul de bătaie, cât și pentru cel ce a rămas la calabalâcuri, să o împartă de potrivă. Lucrul acesta a rămas de atunci și până în ziua de astăzi o lege și un obicei în Israel, adică în poporul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Însă vreau să vă spun un lucru. De multe ori am spus fraților predicatori că introducerea ar trebui să fie mult mai scurtă decât corpul predicii. Dimineața aceasta însă eu voi face o excepție și am să fac o introducere mai amplă pentru ca să pun în lumină împrejurările în care principiul acesta a fost formulat și așezat în poporul lui Dumnezeu. Și vreau să spun încă de la început că mi-asum responsabilitatea pe deplin pentru felul în care îmi folosesc timpul pe care l-am la îndemână. N-aș vrea să-i băgați de vină fratelui Sorin sau altor frați care ocazional sunt împreună cu mine la amvonul bisericii, dacă eu îmi voi folosi timpul într-un mod nechipzuit sau poate altfel de cum v-ați aștepta. Dacă introducerea predicii mele va fi prea amplă și conținutul poate va fi mai sumar, n-aș vrea să socotiți pe altcineva vinovat. Îmi asum răspunderea pe de-a întregul. Din momentul în care mă ridic la microfon și încep să vorbesc, eu însumi sunt răspunzător de felul în care îmi folosesc timpul. De aceea, la finalul mesajului meu, promit că n-am să vă spun că ar fi fost multe lucruri aici, dar n-am mai avut timp, că nu mi-a fost lăsat. Dacă nu mi-a rămas timp, este responsabilitatea mea. Mi-a plăcut ce a scris un om al lui Dumnezeu, Sfântul Augustin, în introducerea uneia din cărțile sale. Omul ăsta a scris mai multe cărți frumoase, utile pentru viața de credință, și în debutul uneia din cărțile sale, el a spus: tot ce este greșit în cartea aceasta este răspunderea mea, este responsabilitatea mea, mi se datorează mie. Dacă este în cartea asta ceva folositor pentru cititorii ei, fără îndoială, lucrul acela este de la Dumnezeu. Lui se cuvine mulțumirea. Așa spun și eu în dimineața aceasta. Tot ceea ce este nedesăvârșit în mesajele noastre, ni se datorează nouă. Iar dacă este ceva util, folositor, aceea vine de la Dumnezeu și nu din priceperea noastră. Și se cuvine să-i dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Aș vrea să vă spun că în viața omului lui Dumnezeu David, pe care noi o cunoaștem așa destul de bine, în viața acestui om a fost o perioadă în care el a locuit printre filisteni. Scriptura spune că timp de un an și aproximativ 4 luni, David a trebuit să locuiască printre străini, în afara granițelor poporului său. În vremea aceea, împăratul Saul îl privea cu ochi dușmănoși și îl gonea pe David peste toate coclaurile, prin câmpii și pustietăți și chiar și prin vârfuri de munți îl căuta să-i curme viața. În câteva împrejurări, înainte de a merge David să locuiască la filisteni, Dumnezeu a îngăduit ca împăratul Saul să cadă în mâna lui. Dar David niciodată nu s-a atins de acela pe care Dumnezeu cândva l-a așezase în fruntea poporului. Și a socotit că este responsabilitatea lui Dumnezeu să îl dea jos atunci când știe el. Dumnezeu l-a pus și Dumnezeu îl va da jos. Dar David și-a temut viața și a alergat mult. Împreună cu el a fost și un grup de oameni. Noi am citit aici că avea în jurul lui vreo 600 de evrei. Nu știm din ce motive oamenii aceștia fugeau și ei de Saul. Dar s-au adunat în jurul lui David și David, la un moment dat, așteptând să vină vremea să-și împlinească Dumnezeu făgăduința față de el, a ajuns să locuiască pentru un an și 4 luni în țara filistenilor. S-a împrietenit cu unul dintre domnitorii lor, cu
Achish. Acesta era împărat într-una din cetățile filistenilor. Și trebuie să fac aici o paranteză. Filistenii pe vremea aceea erau un fel de confederație de mai multe triburi și aveau mai mulți domnitori. Ei bine, cu unul dintre aceștia, David, oarecum s-a împrietenit și i-a cerut voie să locuiască în țara peste care domnea acest Achish. Și Achish i-a dat Țiclagul și a spus, locuiește acolo. În vremea aceea de un an și patru luni, David a fost un om cu inima curată chiar și față de filisteni. Deși oamenii aceștia nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, deși oamenii aceștia ocazional veneau și potropeau țara lui Israel, Dumnezeu a îngăduit ca David să ajungă să locuiască printre ei și în perioada aceea David s-a arătat un om cu inimă curată. Achish acesta l-a ajuns să-l prețuiască atât de mult pe David, încât l-a numit șeful gărzii personale și a spus, tu vei vechea asupra vieții mele. Îl trimitea Achish pe David în diferite campanii militare, pentru că la sudul țării locuite de poporul lui Dumnezeu mai locuiau câteva popoare, sigur, mai mici, așa? Și David era întotdeauna gata să meargă unde îl trimitea Achish. Câștiga bătălie după bătălie și prada de război o aducea înapoi și o preda domnitorului acestui al filistenilor. Cam după un an și patru luni s-a întâmplat că domnitorii filistenilor s-au adunat la Afec cu gândul să lupte de data aceasta împotriva poporului lui Dumnezeu. Ca și în alte rânduri, David a fost gata să meargă să lupte de partea lor, adică împotriva poporului lui Dumnezeu. Și Achish i-a spus, tu vei vechea asupra mea să nu mi se întâmple niciun rău. Însă, atunci când erau adunați în tabără, înainte de a porni, bătălia aceea, care avea să-l coste pe împăratul Saul chiar viața, domnitorii filistenilor au văzut în tabăra lor grupul acesta de evrei, vreo 600 de războinici sub comanda directă a lui David. Și au întrebat, ce caută filistenii ăștia, evrei aceștia printre noi? Nu-i potrivit să vină să lupte de partea noastră împotriva armatei lui Saul, pentru că s-ar putea întâmpla în timpul luptei să se întoarcă împotriva noastră și să determine sorții biruinței, să fim înfrânți din cauza lor. S-au supărat pe Achish, unul dintre ei, și i-au spus, Achish, pe omul acesta trimite la casă. Și acest domnitor al filistenilor a ascultat de ceilalți, a venit și a spus lui David, David, eu știu că tu ești un om cu inima curată. Am avut atâta încredere în tine până aici și nu mi-ai înșelat-o niciodată. Chiar și acum, în lupta aceasta împotriva copiilor poporului de unde tu te tragi, eu știu că tu ai fi același om credincios. Eu știu că ai avea inima curată față de mine, dar vreau să spun un lucru. Ceilalți domnitori ai filistenilor s-au supărat pe mine pentru că tu ești aici în tabără și mi-au cerut să te primit înapoi, adică să te întorci la Țiclag. David a ascultat și s-a întors în cetatea aceasta Țiclag, care pe atunci era a filistenilor, dar îi fusese îngăduit lui să locuiască acolo pentru o vreme. Și când s-a întors cu oamenii lui de război, a găsit că amaleciții trecuseră pe acolo și jefuiseră tot. În vremea în care poporul acesta filistean se pregătea într-o campanie militară spre nord împotriva poporului lui Dumnezeu, amaleciții au găsit că ăștia sunt plecați, au de gând să lupte cu Israelul și au zis, este momentul potrivit să jefuim țara filistenilor și partea de sud a împărăției lui Israel. Trecuseră pe la Țiclag, au ars cetatea, au luat de acolo toată populația, tineri, bătrâni, femei, copii, au jefuit tot ce se putea jefui și au plecat. În această situație se găsea împăratul David, pe atunci era doar o căpetenie, când s-a întors în cetatea Țiclag. Și aș vrea să vă spun că în momentul în care el cu cei 600 de oameni de război care erau în jurul lui au ajuns în cetatea Țiclag,
David a experimentat una dintre cele mai delicate și mai dificile perioade din viața lui. Sigur că el a fost în primejdie și atunci când împăratul Saul l-a urmărit, când la un moment dat era ascuns în peșteră, în adâncul peșterii, împreună cu oamenii care erau în jurul lui, credincioși lui, și își simțea viața în pericol. Dar atunci încă avea câteva sute de oameni care erau în jurul lui și care ar fi fost în stare să meargă la bătălie, să-și dea viața pentru David, pentru că căpetenia lor atât de mult îl iubeau. Însă, spre deosebire de situația de atunci, situația de acum era cu totul diferită. Pentru că atunci când au văzut ce s-a întâmplat în lipsa lor, tot poporul acela, 600 de oameni de război, care fuseseră până aici trup și suflet pentru David, s-au întors de data aceasta împotriva lui. Am să citesc versetul 6 ca să confirm ceea ce vă spun, că știu că de multe ori unele lucruri pe care le spunem din Scriptură poate sunt șocante când le auzim și ne vine greu să le primim, să le credem. Uitați ce scrie aici. David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toți erau amărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Și citesc doar aici, pentru că partea următoare vorbește despre altceva. Vedeți dumneavoastră câtă vreme au mers din biruință în biruință. Câtă vreme au avut campanii militare împotriva triburilor care locuiau în ținutul dintre țara lui Israel și Egipt, poporul acesta, grupul acesta de 600 de oameni de război, au fost foarte mulțumiți de David. Au socotit că este un lider care știe ce face. Au socotit că este un om pe care merită să-l asculți, să-l prețuiești, să-l ai acolo în frunte, și l-au ascultat și l-au urmat. Dar a venit o zi, o împrejurare, în care toți cei care erau în jurul lui au vorbit împotriva lui și au hotărât să-l omoare pe David, să-l ucidă cu pietre. Pentru că l-au socotit pe David, așa cum spunem noi românii, țapi spășitor pentru toată situația în care ajunseseră ei în vremea aceea. Însă vă rog să remarcați un lucru și acum aș vrea să citesc și partea finală acestui verset al 6-lea. În această situație însă citim că David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Se poate întâmpla ca în viața mea, în viața ta, de om al lui Dumnezeu. Pentru că nu doar căpetenilor li se poate întâmpla o situație de felul acesta, ci oricărui bărbat din poporul lui Dumnezeu, oricărui suflet din poporul lui Dumnezeu, i se poate întâmpla la un moment dat să rămână singur. Să fie neînțeles, să fie judecat, să fie arătat cu degetul, să fie condamnat, să se ia poate măsuri împotriva lui. Și să te simți singur. Și într-un astfel de moment, singurul sprijin care îți rămâne, singurul sprijin pe care poți conta și care nu te dezamăgește niciodată, este Dumnezeu. Mărit și binecuvântat să fie. Însă, vedeți, este datoria lui David, sau este inițiativa lui David, dacă vreți, să se îmbărbăteze și să se sprijinească pe Domnul. Nu de mult știu că s-a citit în mijlocul nostru primul pasaj din cartea lui Iosua. Capitolul 1, primele 8-9 versete se mai citesc câteodată la întâlnirile de tineret. Acolo veți găsi că de 3 ori într-un pasaj scurt, Domnul îi spune lui Iosua, întărește-te și îmbărbătează-te. Întărește-te și îmbărbătează-te. Nădejdea noastră este în Dumnezeu. Izvorul puterii noastre este în El. Dacă El este de partea noastră și ne este binevoitor, oricât de mulți ar fi vrăjmașii noștri, oricât de puternici ar fi, oricât de bună ar fi armata lor, în biruința este de partea noastră, pentru că biruința este a Domnului, slăvit și binecuvântat să fie El. Însă este de datoria noastră, revin și subliniez acest lucru, este de datoria noastră să ne întărim și să ne îmbărbătăm în Domnul. Lucrul acesta îl va spune mai târziu și Apostolul Pavel, că va scrie o epistolă minunată către biserica din Efes.
El le va spune fraților din Efes și prin această epistolă, El va spune tuturor creștinilor de pretutindeni și din orice vreme și le va spune chiar și nouă. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Aceasta este chemarea noastră. Binecuvântat să fie Domnul care ne pune la îndemână o asemenea oportunitate. Însă, nu asupra acestui lucru vreau să insist, ci asupra unui alt lucru din textul acesta, de fapt, ceea ce am spus de la început. Aici se conturează o situație. Bărbatul acesta, David, cere sfat lui Dumnezeu și întreabă să mă duc împotriva acestei armate a amaleciților? O voi ajunge? O vei da în mâinile mele? Și Dumnezeu, pentru că îl știa cu inimă curată, îi spune lui David, du-te și luptă-te cu armata aceasta, pentru că vei izbăvi totul. Vei salva totul. Și David, cu cei 600 de oameni, pleacă în călătorie, în această expediție militară. Dar oamenii care erau cu David, veți vedea că o parte dintre ei erau obosiți și n-au putut să facă față acestei călătorii și luptei care urma, decât au ajuns până la un punct, până la râul Besor. A fost acolo un punct, dacă vreți. A fost un moment în care o parte dintre oamenii din tabăra lui David, din armata lui, a spus, noi nu putem să mergem mai departe, până aici am putut să mergem. Și 200 de oameni s-au oprit acolo. Oamenii aceștia au rămas cu calabalâcurile. Și pentru că o parte dintre copii și dintre tine și poate chiar și dintre noi cei ce suntem de o anumită vârstă, înțelegem mai greu sensul termenului calabalâcuri, am să lămuresc puțin. Tabăra aceasta era o tabără care avea cu sine o grămadă de lucruri. Dacă vreți, echipamentul material. Aveau cu ei corturile în care locuiau în campaniile militare. Aveau poate saci de dormit sau echivalentul lor din vremea aceea. Aveau poate rezervele de mâncare. Aveau o grămadă de alte lucruri. Dacă vreți, logistica, să folosesc un cuvânt mai actual. Și oamenii aceștia, 200, au rămas acolo pe malul râului Besor, îngrijind de toate aceste lucruri. 400 de oameni au spus, noi mergem înainte și s-au dus cu David. Au căpătat și o călăuză și în cele din urmă i-au ajuns pe amaleciți. I-au bătut, i-au nimicit, n-a scăpat unul, cu excepția celor 400 de tineri care au încălecat repede pe cămile și au fugit, au dispărut în zare, în norii de praf. David a reușit să cucerească, să ia înapoi totul, toată prada de război pe care amaleciți o luaseră. A luat totul înapoi și oamenii care fusese luați prinși de război din cetate și toate prăzile de orice natură ar fi fost ele și cu toate lucrurile acestea s-a întors înapoi. Aici intervine un lucru foarte, foarte interesant. Când s-au întâlnit după bătălie acolo pe malul râului Besor, David i-a întrebat de sănătate pe oamenii care îngrijiseră lucrurile lăsate acolo și au hotărât să împartă prada. Dar între oamenii care merseseră cu David la luptă, s-au găsit niște oameni pe care Biblia nu ezită să-i numească așa de dur, dar cred că pe bună dreptate, oameni răi și oameni de nimic, din aceia care au mers cu David și au spus, nu le dăm nimic. Dacă între prada de război au soții, au fii și fiice, să le ia înapoi, dar nimic din prada materială, din turmele recuperate, din bogățiile luate de la amaleciți, nimic să nu li se dea, pentru că ei n-au luptat. Ei au rămas în tabără, au stat bine, au stat confortabil. Noi am fost cei care ne-am pus viața în pericol, cu sabia în mână, ne-am dus și am cucerit înapoi de la amaleciți totul. Să nu le dăm nimic. A fost un moment deosebit acolo, pentru că omul lui Dumnezeu, David, a știut cum să pună problema și a spus, nu este bine să punem problema în felul acesta. A formulat acolo un principiu, de fapt, el fusese prevăzut în legea dată de Dumnezeu lui Moise. Numai că David a văzut atunci momentul în care principiul acela trebuia aplicat.
Pentru că în cartea Numeri, dacă veți căuta în capitolul 31, versetul al 27-lea, Dumnezeu prevăzuse dinainte o situație de felul acesta. Când o parte din popor va merge la luptă, când vor câștiga prăzi, prada aceea să fie împărțită în mod egal între cei care au mers la luptă și întreaga adunare a poporului lui Dumnezeu. Acolo a fost precizată situația aceasta. Dar acum era un moment când ea trebuia pusă, când principiul acesta trebuia pus în aplicare și David a zis, indiferent ce îmi propuneți voi, eu aș vrea să împlinesc această cerință a lui Dumnezeu. Și a spus așa David, partea trebuie să fie aceeași atât pentru cel ce s-a pogorât pe câmpul de bătaie, cât și pentru cel care a rămas la calapălâcuri să o împartă deopotrivă. Și pentru că David a hotărât lucrul acesta să se împlinească acolo, lucrul acesta a rămas de atunci și până în ziua de azi o lege și un obicei în Israel. Acum știu că se ridică întrebarea în mintea multora. Ce legătură avem noi cu principiul acesta? Noi nu mergem la bătălie, nu avem treabă, nu întâlnim amalecit toată viața noastră. Ajungem la pensie fără să vedem un amalecit măcar. Ce legătură ar avea principiul acesta despre care vorbește Scriptura cu viața noastră de zi cu zi? Și aș vrea să vă spun categoric, principiul acesta are legătură cu anumite aspecte din viața noastră. Eu am să vă prezint doar trei domenii în care principiul acesta se aplică și s-ar putea întâmpla să nu fiți de acord cu mine. Dar eu îmi fac datoria și vi le spun pentru că sunt încredințat că am de partea mea Scriptura. Primul domeniu în care se aplică principiul acesta este domeniul vieții de familie. Domeniul vieții de familie. Și toți cei care aveți prin îndurarea lui Dumnezeu familii, trebuie să înțelegeți că principiul acesta este un principiu care stă în picioare. De 3000 de ani l-a pus David în aplicare în poporul lui Dumnezeu și principiul acesta stă și astăzi în picioare în poporul lui Dumnezeu. În ce fel? De-a lungul generațiilor a fost așa o rânduială că într-o familie soțul este cel care merge să muncească, să câștige pâinea, iar soția lui să fie acasă, să îngrijească de ceea ce au acolo împreună. Că unul merge și cu treieră într-o parte și într alta în căutarea pâinii, iar altul stă acasă, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că cei doi sunt una. Indiferent dacă merge bărbatul, sau poate în cazuri foarte rare, când bărbatul e bolnav și într-o stare de neputință merge femeia, dar ideea din cuvântul lui Dumnezeu și adevărul din cuvântul lui Dumnezeu este acela că ei sunt părtași împreună în mod egal la tot ceea ce le dă Dumnezeu, binecuvântare sau biruință. Aș vrea să subliniez clar lucrul acesta. Dacă tu ca bărbat ai căpătat din partea lui Dumnezeu harul să ai un loc de muncă bun, dacă poți să câștigi bine, bucură-te și mulțumește lui Dumnezeu, este o binecuvântare pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Dar dacă soția ta rămâne acasă, dacă ea îngrijește de casă, dacă ea face curățenie, dacă ea face de mâncare, dacă ea îngrijește de copii și le pune în geantă păcățelul dimineața, dacă îi primește când vin de la școală și veghează să-și facă temele, toate lucrurile acestea fac parte din biruință. Și împreună familia este biruitoare. Niciodată soțul nu ar putea să spună, știi ceva? În casă eu duc banii. Tu ești aici, te-am lăsat azi dimineață, când am venit la 5, la 7, la 10 acasă. Toate lucrurile în casă eu le-am găsit cum le-am lăsat azi dimineață. Mașina de spălat e tot acolo, frigiderul e tot acolo, aragazul e tot acolo. Toate la locul lor. Ce ai făcut tu? Câtă vreme eu am alergat și am muncit și am câștigat pâinea. Este foarte greșit să se pună problema în felul acesta. Și aș vrea să vă spun că această concepție am găsit-o și în România și am găsit-o și în America de Nord. Aș vrea să vă spun că este o concepție foarte greșită.
Dacă unul dintre cei doi merge și câștigă pâinea și aduce salariul în casă, iar celălalt, indiferent soț sau bărbat sau femeie, poate într-o anumită situație nu poate să meargă să câștige pâinea, a rămas acasă, să îngrijească de calavalituri, de ceea ce le-a dat Domnul, aș vrea să spun un lucru. Nici unul din cei doi nu poate să spună: eu sunt izvorul binecuvântărilor, ai tu noroc cu mine că eu duc pâinea în casă, eu fac asta, eu fac cealaltă, a fost ideea mea să cumpărăm casa asta, a fost ideea mea să investim în oborul acela. Astea sunt idei din lume, fraților. Aș vrea să înțelegeți, în poporul lui Dumnezeu, partea este egală între soț și soție. Și aș vrea să vă spun un lucru. Poate mă veți socoti feminist, e treaba dumneavoastră cum mă socotiți. Eu vreau să vă spun că îmi doresc să fiu drept în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. A fost o vreme în care soția mea lucra și eu nu lucram. Și ar trebui să mă ocup eu de anumite responsabilități în casă. Atunci am descoperit cât de complexă este misiunea celui care rămâne acasă. Indiferent, e bărbat sau femeie. Câte lucruri mărunte are de făcut că îi se umple toată ziua. Vă imaginați probabil că cel care stă acasă se uită la desene, dar nu e așa. Cel care stă acasă muncește din greu și el. Dar sunt lucruri de o categorie specială. Pentru că dacă le faci, nu se vede că le-ai făcut. Dar dacă nu le faci, se vede că nu-s făcute. Atunci am început să înțeleg și eu, măcar în parte, responsabilitatea celui care stă acasă, în tabără și îngrijește de calavalâcuri. Aș vrea să înțelegeți bine, frații mei, surorile mele. Ideea năstrușnică, potrivit căreia cel care merge și câștigă salariul, ăla e cel mai tare în casă, e o idee străină de Cuvântul lui Dumnezeu și de voia lui Dumnezeu. Soțul și soția au parte egală în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Amin? Amin. Domnul să ne ajute la aceasta. Un al doilea domeniu în care se aplică principiul acesta al părții egale între cel care luptă și cel care grijește, aș spune că este în biserica locală. Imaginați-vă că în biserica locală să luăm o formație. Pentru că noi avem aici fanfară, avem aici orchestră, avem și cor de fete. N-am să mă folosesc de niciuna din cele trei formații, toate îmi plac în mod egal, Dumnezeu să-i binecuvânteze pe membrii formațiilor bisericii, am să mă refer la o formație imaginară pe care noi nu avem deocamdată, un cor mixt. Imaginați-vă că în corul acela mixt există câteva voci de aur. Aici la noi, poate 80% din membrii bisericii au voci foarte frumoase de cântat. Eu, spre dezamăgirea mea, mă număr printre ceilalți 20, care n-au. Dar mă bucur de cei care au. Imaginați-vă într-un cor mix de 100 de persoane că sunt niște voci de aur. La fiecare din cele 4 voci distincte din cor, există câte 5 oameni, 5 bărbați sau 5 femei de bază, care ei duc greul. Ar fi foarte greșit să se spună că acea formație muzicală, că acel cor mix se bucură de apreciere, cântă foarte bine, din cauza celor câte 5 la fiecare voce, iar ceilalți sunt de umplutură, ca să fie la număr, să fie balansată cumva imaginea. Nu se pune problema în felul acesta, frații mei. Toți care au parte la lucrare, au parte egală din ea. Dacă merge bine formația aceea, mulțumirea e îndreptată spre Dumnezeu. Aprecierea este împărțită în mod egal peste toată formația. Poate vei spune, frate, dumneata, poți să spui asta pentru că atunci când ai cântat la cor, știind că nu faci treabă bună, te-ai bucurat și ai fi pus să fii socotit ca un cântăreț bun. Nu era motiv. Motivul este că noi n-avem voie să ne credem mai superiori sau că am meritat mai mult unii față de alții. Mi-aduc aminte de bună oară, în februarie, în 2001, la Rada Micălaca, pe atunci slujeam ca pastor asistent și am organizat o săptămână de evangelizare. În săptămâna aceea de evangelizare ne-am gândit să invităm pe acolo frați care erau foarte apreciați.
Unul dintre ei care mi era prieten bun și era socotit poate vedeta săptămânii de evangelizare, înainte de a vorbi din cuvânt, eram lângă el la vânul bisericii și îmi spune: Iosif, eu mă uit peste biserică și nu știu dacă ai mai avut vreodată sala așa de plină. Eu știu că toți oamenii ăștia au venit ca să mă asculte pe mine. Când mi-a spus cuvântul ăsta, vă mărturisesc aici că mi-a părut rău că l-am chemat. Aș vrea să vă spun că a fost o evangelizare frumoasă pe ansamblu. La botezul în apă pe care l-am avut în vară, i-am întrebat pe candidați în ce împrejurare au hotărât să se întoarcă la Dumnezeu. Spre marea mea surprindere, niciunul din candidații la botez în vara aceea n-a spus că s-a întors la Dumnezeu în urma acelei săptămâni de evangelizare, mulțumesc, și nici măcar în urma predicii extraordinare pe care a ținut-o acel prieten al meu. Aș vrea să înțelegem. Biruința bisericii este a Domnului. El ne dă biruința. Pe unii folosește într-un fel, pe alții folosește într-altul, dar biruința este a Lui și partea noastră la biruință este egală. Să nu uitați niciodată lucrul ăsta. Dacă vreți, am să întăresc această imagine, pentru că știu că e greu de înghițit, am să întăresc această imagine cu un pasaj din Scriptură. Eu știu că și prin formație există ideea aceasta, noi suntem ăia buni și din cauza noastră merge formația bine, iar voi ceilalți sunteți de umplutură. Oamenii de la Carabalucuri, nu se pune problema așa. Nu se pune problema așa. Problema se pune că noi suntem parte egală. Așa spune Cuvântul lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, în capitolul 12, Apostolul Pavel corectează această gândire care și-a pus loc în mentalitatea fraților din Corint. Și le spune: fraților, sunt diverse daruri, dar este același Duh care le dă. Dacă fratele tău are un alt dar, tu ai un dar, el are altul, nu cumva să te lași prins în modul acesta de gândire că darul tău este ceea ce ține biserica și darul fratelui tău, cine știe, este dar sau poate este o contrafacere. Nu. Pavel spune: fraților, darurile le dă Duhul. Fiecăruia de cum voiește el. Și apoi folosește o analogie foarte importantă. Trupul omenesc. În trupul omenesc, Pavel subliniază și ascultătorii lui de atunci, cititorii lui de atunci, trebuiau să fie de acord, că n-aveau cum să zică nu-i așa. În trupul omenesc sunt mai multe mădulare. Dar mădularele acestea, toate au partea lor și responsabilitatea lor la funcționarea bună, sănătoasă a trupului. Sunt unele mădulare care ies mai bine în evidență, sunt altele care poate sunt într-un cont de umbră, dar toate sunt importante. Noi românii aveam o vorbă, la mine în sat și probabil că și în alte sate se spunea: unde nu-i cap, e vai de picioare. Se pare că se știa proverbul peste tot în România, nu-i doar la mine în sat. Vă că știți. Așa este, frații mei. Aș vrea să vă fie limpede și clar. Biruința unei biserici nu decide doar omul care stă în față, cel care predică. Popularitatea unei biserici sau unei formații dintr-o biserică nu determină poate un grup de persoane care au primit din partea lui Dumnezeu un dar deosebit de a cânta. Nu! Toți avem parte la biruință. Să nu uitați lucrul acesta. Un al treilea domeniu în care aș aplica principiul acesta este domeniul bisericii în general. Noi vorbim despre biserică în două sensuri, fraților. Vorbim despre biserica locală, cum ar fi biserica Domnului de aici, și vorbim despre biserică în sensul larg, general. În sens larg, general, biserica îi cuprinde pe toți aceia care, experimentând chemarea, naște și nașterea din nou, își pun nădejdea în jertfa Domnului Iisus, trăiesc în armonie cu cuvântul Scripturilor și au nădejdea că se vor întâlni cu Domnul. În grupul acesta au existat oameni din primul secol, din al doilea secol și mărim pe Domnul că și în secolul 21. Noi toți facem parte din biserică. Biserica aceasta din care noi facem parte, biserica în ansamblu, biserica generală, a avut perioade de glorie deosebită. În istoria bisericii au fost generații care au scris pagini de aur.
Și dacă mă uit numai la Evrei, capitolul 12, dacă vă uitați, mari eroi ai credinței, m-aș putea eu, Iosif, de la Michelaca, de la Revetiș, de la Montreal, de unde ați vrea, m-aș putea eu socoti vrednic să stau lângă Moise, care a renunțat la slava Egiptului și s-a făcut asemenea poporului care lucrează pe câmp? M-aș putea eu pune lângă David, omul după inima lui Dumnezeu? M-aș putea eu pune lângă Daniel, care din dragoste pentru Dumnezeu a fost gata să se expună pericolului, să fie aruncat în groapă? M-aș putea eu măsura cu oamenii aceștia? Nu! Dacă ar trebui să fac o comparație între mine și ei, ar trebui să mă ascund, să mă proștem cu fața la pământ, să spun, Doamne, între ei să mă poți număra și pe mine. E harul Tău numai. Finalul capitolului 12 din Evrei spune, dar toți aceștia care au făcut lucrări pe care când le citești, te înfiori și te cutremuri, oamenii ăștia n-au primit încă ceea ce le fusese făgăduit. Pentru că Dumnezeu a dorit, spune autorul epistolei către Evrei, ca și noi să fim părtași, să n-ajungă ei înaintea noastră la biruință, la glorie, la slavă, la cunună. Printre ei suntem și noi. Avem parte egală cu ei. Eu nu știu ce pagini de glorie va hotărâ Dumnezeu să mai scrie în istoria Bisericii. Poate că vor veni vremuri grele în care va trebui să dăm socoteală pentru credința noastră. Poate că va trebui să rămânem fermi când va bate vântul tare. M-am tot gândit oare ce ar putea să vină peste biserică și mă gândesc că nu va mai veni o prigoană fizică de felul acelea de care a avut parte biserica în primele 3 secole de existență. Nu ne vor mai arunca în arenele cu lei. Nu ne vor mai pune pe ruguri, nu ne vor mai pune la zid să tragă noi cu săgeata sau cu pușca. Ar fi simplu, nu? Mergi în față, te pui la zid, spui, eu îl iubesc pe Dumnezeu, faci ce vreți cu mine, te-am pușcat și gata. În 30 de secunde ai încheiat. Bătălia care stă în fața bisericii va fi de o altă natură. Societatea care îl urăște astăzi pe Dumnezeu împotriva bisericii va lupta altfel în vremurile care vor veni. Și știți cum va lupta? Încercând să-i descalifice pe cei ce sunt copii ai lui Dumnezeu. Se va duce o luptă de felul acesta. Pentru că în istoria bisericii au rămas ca nume mari oamenii care din dragoste pentru Dumnezeu au acceptat suferința, moartea, prigoana. Ăștia au fost eroi. Dar societatea s-a șmecherit. Și nu va vrea să mai facă eroi pe aceia care îi iubesc pe Dumnezeu. În vremurile care vor veni, îi va denigra, îi va face de 2 bani. Are toate mijloacele să facă asta. Nu știu exact când vor începe și cum, dar vreau să vă spun cu tărie. În fața bisericii stau vremuri de luptă. Să nu vă lăsați biruiți de gândul că noi suntem mai tare, azi mai slab. Dacă o să vină prigoana, noi o să stăm tari, ăia cad, oarecare cade din biserică primul? Nu. Noi toți suntem chemați să fim biruitori și părtași la biruință. Indiferent dacă vom fi pe câmpul de bătălie sau vom fi la calabalâcuri îngrijind de el. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Amin.